Bine ați venit pe Via Plofi, platforma digitală a micilor producători locali români. Via Plofi nu este doar o platformă online. Nu este doar o colecție de gusturi bune pe care să le încerci și de care să te îndrăgostești. Via Plofi este o poartă larg deschisă către România bună. Cu gusturi bune, oameni gospodari, locuri de poveste și mult respect pentru moștenirea gastronomică a României. Azi vedem cum au simțit și explică Via Plofi câțiva jurnaliști care au răspuns invitației Plofi de a merge pe urmele producătorilor prezenți în platformă. Înțelegem, prin experiența lor, ce înseamnă să explorezi România gustului autentic. Via Plofi este o platformă digitală pe care am creat-o cu scopul de a conecta mediul urban și mediul rural și aduce împreună producătorii și consumatorii. Producătorii să-și expună produsele și să și le vândă, să ajungă mai ușor către consumatorul final, iar consumatorii să aibă ușurința de a le găsi și ajunge la producători acasă. Beneficiile pentru producători sunt că au o expunere extinsă, o promovare largă pe care noi o facem pentru aceștia și pot să-și vândă produsele, să-și extindă afacerea dacă doresc și astfel să susțină economia locală, iar consumatorii își pot găsi cu ușurință produsele preferate și produsele tradiționale. Am plecat cu foarte, foarte multă bucurie pe Via Plofi pentru că este pentru prima dată când merg într-un astfel de trip și a fost pentru mine ca un fel de experiență, vacanță, încercare de a vedea cum sunt plaiurile țării. M-am bucurat foarte mult să găsesc în astfel, în drumul nostru, foarte mulți oameni cu suflet foarte mare. Și asta mie mi-a dat o foarte mare încredere că în România sunt oameni pe care merită să-i iubești, merită să-i vizitezi și că această țară, din păcate, nu este suficient de bine promovată pentru cât de bine e ea de fapt. Via Plofi ajută extraordinar de mult din două puncte de vedere, cel puțin. Atât producătorii locali, pentru că fiecare dintre ei era separat pe vreun site, pe Facebook sau pe Instagram, și în momentul ăsta ei sunt pe o singură platformă, cei care îi caută îi pot găsi acolo și își pot face traseul în funcție de cumpărăturile pe care vor să le facă sau în funcție de ceea ce vor să viziteze, asta pe de-o parte, iar pe de altă parte Via Plofi ajută foarte mult turistul. Noi în România plecăm cam cu ochii închiși, în sensul că ne ducem prin țară să mai vedem ce mai e pe la noi, să-i mai vedem pe ai noștri, fără să știm unde ne ducem, de fapt. În momentul în care intri pe Via Plofi, practic poți să îți faci traseul, e un fel de GPS. Dacă, nu știu, te duci spre zona Sibiu, vezi ce ai putea să iei de acolo, cu ce te poți întoarce acasă. Pleci cu un rucsac și te întorci cu două. Când cunoști un producător, parcă deschizi o nouă lume. Toată pasiunea, priceperea și gustul bun îți dau întâlnire de la primul contact. Asta pentru că atunci când pui suflet și faci totul ca pentru propria familie, nu e nimic de ascuns, sunt doar povești de împărtășit și gusturi de încercat. Via Plofi spune cumva povestea unei românii frumoase, cu mulți oameni gospodari care își doresc să ducă mai departe rețete și moduri tradiționale de a face ceea ce știu cel mai bine. În primul rând am aflat că au povești extraordinare și toți oamenii sunt pasionați de ceea ce vor să facă, iar toate produsele pe care le fac, în primul rând le fac pentru ei, pentru gustul lor și pun suflet și pun drag în ceea ce fac. Și toți clienții care iau de la toți oamenii care vin la ei, pentru că e foarte important să mergem să-i vizităm, pentru că astfel descoperim România, descoperim peisaje, descoperim oameni, descoperim oameni care produc local, din produse locale, din pădure sau crescute în spatele caselor. Mi se pare extraordinar. Am descoperit o altfel de Românie și cu ajutorul Via Plofi, care este, din punctul meu de vedere, un fel de Facebook sau Instagram pentru producători locali, doar că românesc. Fiecare producător are povestea lui, rețeta lui, gustul bun pe care vrea să-l împartă și cu alții. Pe viaplofi.ro îi găsești ușor, după județ sau produsele pe care le propun. Există adresa, o descriere amplă, fotografii realizate de echipa Plofi și direct datele de contact.
astfel încât poți ajunge fără intermediar la fiecare mic producător de pe Via Profi. Asta înseamnă că sunt toate informațiile verificate, calitatea este validată, nu sunt intermediari care să-și pună adaos, iar când ai găsit ceva care îți place, ești la un click sau telefon distanță de a te bucura de gusturile autentice. Această vizită mi-a confirmat câteva lucruri pe care cumva le intuiam despre producătorii locali, și anume faptul că fără pasiune și fără multă muncă și fără dedicație nu poți să susții chiar și o mică afacere, și mi-a mai confirmat un lucru, și anume aceste mici afaceri de familie sunt realmente de familie. Toți producătorii la care am fost ne-au spus că lucrează în familie, de la mătușă, frate, soră, chiar și copilași mici care îi ajută pe părinți să eticheteze sau să ambaleze produse. Platforma Profi este un real ajutor, în special pentru producători, pentru că au o expunere mult mai mare, dar și pentru oamenii de rând care pleacă la drum prin țară și de multe ori vor să aducă acasă gusturile pe care le găsesc pe parcurs. Cei mai curioși oameni, căutătorii de povești și subiecte bune de împărtășit lumii, s-au lăsat cuceriți de explorarea României gustului autentic cu ajutorul Via Profi. Acum este rândul tău. Totul începe de pe viaprofi.ro. Apoi, este foarte simplu. România gustului autentic te așteaptă!